Așteptarea a luat sfârșit, iar vestea că de luni elevii se vor putea reîntoarce la școală a bucurat majoritatea părinților. În contextul epidemiologic actual, școlile se vor redeschide în funcție de rata de incidență a cazurilor de coronavirus aferentă fiecărei localități. În municipiul Sibiu se aplică scenariul galben, ceea ce înseamnă că în băncile școlii se vor reîntoarce doar elevii din ciclul primar și cei din anii terminali. Ne aflăm astăzi în incinta școlii Luca Caragiale din municipiul Sibiu, care își deschide luni ușile pentru mai bine de 300 de elevi. Directorul instituției, Remulus Simion, ne va face un tur al școlii și ne va explica cum se vor desfășura lucrurile în școală începând de luni. Am modificat orarul. Fiecare clasă intră după un orar diferit, pe intrare diferit. Noi suntem pe intrarea A, fosta intrare a profesorilor. În momentul în care vom ajunge, dacă e vorba de clasa 8-a, la ora 8, dacă e vorba de o clasă de a 4-a, la ora 8 fără 10 sau 8 și 10, încă n-am hotărât în Consiliul de Administrație, astăzi hotărâm, elevii vor intra pe acest traseu, vor aștepta pe această linie până li se va lua temperatura și vor schimba masca. În momentul în care vor intra în școală, traseele le avem afișate. Dacă vor să afle alte date decât cele primite de la profesorul coordonator, vor intra păstrând distanța de un metru, se pare că după nouă ghid avem metru, vor avea distanță, iar acolo avem coșul de gunoi unde vor lăsa masca cu care au venit și vor primi alta. Clasele care vor merge la etaj vor urca pe această scară. Pe această scară doar se urcă și vor cobori pe scara din capătul școlii. Peste tot unde avem săli de clase, avem dozatoare. Tipurile de dozatoare sunt diferite, avem fie cu senzor, fie mecanic. Acum unele sunt din sponsorizări, cele mai scumpe, cele mai ieftine luate din banii statului român. Mergem pe săgeată și am ajuns la prima clasă. La fel, dacă e nevoie de dozator, fie când intrăm, dacă cumva am uitat pe traseu sau când ieșim, ușile vor rămâne deschise. Și avem o sală de clasă și vom merge pe săgeata respectivă, vom intra pe partea aceasta și vom ieși pe partea aceea. Păstrăm varianta aceasta cu plexiglas. Săli de clasă avem și săli duble și săli individuale. În clădirea aceasta avem în special bănci duble. În zona relocată avem spații de 70 de metri, o sală de clasă. Și acolo nu mai avem nevoie de plexiglas. În momentul în care s-a terminat activitatea, dascălul are calculator, poate de acolo să transmită. Dacă avem situații speciale de copii care solicită online din motive medicale sau aparținători care au motive medicale, ne solicită în scris, avem dovada, ne consultăm să vedem dacă acele dovezi sunt ok. În momentul acela avem camere mobile cu trepied care pot fi montate în orice clasă în funcție de doleanțe. În momentul ăsta, am spus, avem doar vreo 4 cerințe, 4 elevi care consideră că au o problemă. În momentul în care ieșim în pauză, toate geamurile se deschid, 10 minute. Seara, când terminăm activitatea, am montat în fiecare sală de clasă lămpi speciale. Împreună cu oamenii școlii am reușit un sistem un pic, hai să zicem, altfel. Cu o singură telecomandă putem porni totul. Telecomanda respectivă este la o îngrijitoare fără baterii, ca să nu avem niciun accident, ca din greșeală cumva în buzunar să apăsăm pe un buton cu copiii în școală. Punem bateriile la acea telecomandă doar după ce pleacă toți copiii din clasă și când stăm pe hol, cu o singură telecomandă pornim în toată școala, toate lămpile. Undeva sunt setate la o jumătate de oră, toată lumea a plecat și dimineața aerii simt ca totul să fie ok. Deci ăsta e sistemul. Deci nu l-aveam în septembrie, ăsta e sistemul bonus care am reușit să-l mai facem în plus în perioada aceasta. În momentul în care copiii vor ieși, săgețile sunt acestea. Mergem spre ieșire în partea aceea. În cazul în care avem copii care vin pe altă intrare, ei vor merge pe partea aceasta și ei vor ieși pe acolo. Atunci, având pauze diferite, clar copiii nu se vor intersecta, nici în pauză și nici pe hol. În momentul în care vrem să ieșim,
Repet, parcurgem făgețile și am ieșit în curtea școlii. Curtea școlii, noi, cel puțin aici, avem și, în fine, traseele făcute peste tot, dar îi avem și pe copii împărțiți în două mari categorii, chiar dacă la un moment dat să zicem că avem două colective sau trei în aceeași pauză, folosim și parcul școlii, care l-am amenajat, eu zic, destul de bine, cu mobilier special, și curtea școlii. Care a fost cea mai dificilă parte în organizare pentru redeschiderea școlilor? Poate o anumită instabilitate legislativă. Adică trebuia un pic mai devreme să știm toate modificările legislative. Cele nu sunt foarte multe. Care au fost rezultatele, nu știu, așa, ca un feedback după un semestru de învățământ online? Depinde în ce punct de vedere privim lucrurile. Dacă vorbim și ne gândim strict la actul educațional, adică la cunoștințele transmise, nu sunt niște probleme consistente. Dacă ne referim la tot ce înseamnă pierderea unor competențe, sau eventual transmiterea limitată a unor competențe educaționale, sunt pierderi. Sunt pierderi, în special dacă ne gândim la competențele sociale sau competențele de comunicare. Noi sperăm să recuperăm. Avem deja un prim proiect printr-un ONG, Noi Orizonturi, un laborator de literație, în special pentru copiii mici, pregătitoare clasa 1, clasa 2. Laboratorul de literație, noi dorim prin acel laborator să reușim să recuperăm toate pierderile legate strict de activitatea de citire și scriere. Pentru că activitățile desfășurate la o clasă pregătitoare online nu cred că au avut cele mai bune rezultate, cel puțin legate strict de activitatea practică a scrierii. Și atunci, prin tipurile acestea de laboratoare, cu o programă realizată de specialiști, sperăm să recuperăm ce se mai poate recupera. Ce așteptări aveți de la reluarea fizică a cursurilor? Să facem pe copii fericiți, în primul rând. Să fim în siguranță. Și să le oferim un pic o întoarcere la normalitate. Cred că lucrul ăsta e cel mai important. Deja i-am informat pe colegi ieri în ultimul consiliu, că o să mai facem unul astăzi, să fie pregătiți pentru toată energia care o să aibă copiii luni în curtea școlii. De cel puțin 2-3 zile să aibă bateriile încărcate. Nu că sigur vom avea o explozie de bucurie din partea lor, dar în același timp trebuie să ținem cont și de acele reguli. Distanțare. Dar nu. Va fi bine. Vă reamintim că, pentru siguranța și sănătatea elevilor, dar și cea a profesorilor, respectarea normelor de protecție împotriva răspândirii coronavirusului este esențială. Iar pentru a fi la curent cu cele mai noi informații și știri locale, urmăriți Ora de Sibiu.